Bună ziua, dragilor și buni! Bună seara și bine am venit la găsit la formulele și de matematică! Așa, bună seara, bună seara, că de acum, iată, ne-am mutat la ora asta. Sigur că voi spuneți bine, bună seara. Începem repede. Avem așa niște probleme, de exemplu, da. De profesor. Nu clasa A, ci clasa a patra. Așa. Și nu geometrie. Deci clasa A, geometrie. A4. V-am uitat la ce... Da. Probleme de genul, de exemplu, 3 creioane, să zicem 4 creioane, 7 caiete și 3 cărți, costă 432 de lei. 7 creioane plus... 4 caiete plus 3 cărți. Creioane, caiete și... Cărți. 3 cărți. 3... Ai găsit așa? Am găsit așa, costă 432 de lei. 432, da. Să n-am dat exact, dar nu mai contează. După aceea, 3 creioane, 4 cărți și 7 caiete, costă 341 de lei. 4 cărți plus 7 caiete. Să nu dați greșit. Era 3 cărți, 7 caiete și 4. Păi tot. Cum? 7. 3 cărți. 7. 7 caiete. A doua, da, nu? Erau diferite. Da, deci e așa. La prima e 4 A cu 7 B plus 3 C. Eu am notat cu A, B și C, domn profesor. 4 A. Hai să zic. 4 A plus 7 B plus 3 C. Plus 3 C. Egal cu 432. Da. După aceea 3 A plus 4 B plus 7 C. Egal cu 341. Da. Și mai era o relație, domn profesor, pe care eu nu o am. Eu știu. 600 și nu știu cât. 7, 7A plus 3B plus 4C. Plus 4C. Plus 4C. Egal cu 600, cât era, Daria? Nu știu. Suma totală trebuia să dea 1400 acolo, domn profesor. Ia vezi cât fac ăsta. 1400 trebuia să dea acolo, Cristian. 773. 773 minus 1400. Da. Deci 1400. Polen. Da, 600. Abia aștept, da? 27. Păi, pare foarte rău că n-am acum... Eu n-am mâncat niciodată. Niciodată polen? Eu am mâncat. Mi-ați dat dumneavoastră. Da, așa. 673. 700. Nu pot dați, mai până mi-au zis. Deci 627. 627. Deci astea se știu, să aflăm cât costă un caiet, o carte da, și... Da, ideea algebrică asta înseamnă, nu? Eu să mutăm cu A prețul caietului, cu B așa, și atunci cele 4 caiete, prețul fiind... Deci prin A am notat prețul caietului, da? Exact. Unui caiet. Da. Cu B, prețul cărții. Și cu ce prețul celălalt. Da. Da. Și atunci, 4 caiete înseamnă de 4 ori prețul respectiv. Da. Relațiile sunt formate. Practic, relațiile spuse în fraza respectivă, în conținutul problemei, sunt aduse prin relații matematice. Da. Dar până aici este corect. Surprinderea relațiilor matematice ca urmare a mesajului pe care îl trimite problema, pe care îl transmite problema. Acum, rezolvarea acestui, însă în sistem, de așa s-a dus destul de departe, să spunem, problema, este un sistem pe care îl putem face la clasa 8-a, când e sistem de 3 cu 3, 3 ecuații exact. Cu 3 necunoscute, da? Dar are el aici în conținut o subtilitate. Subtilitatea este că 437, 437 și 437 îl observăm de fiecare dată. Noi le-am adunat și apoi am văzut că de 14 A plus 14 B plus 14 C egal cu 1400 și am împărțit și am văzut că de A plus B plus egal 100. Și apoi am înlocuit în relațiile acelea. Am înțeles foarte bine că în clipa de față se vede foarte ușor acest lucru.
Deci, ce a vrut autorul? Nu calcă foarte tare pe pedală, să le fie totocheat așa fel încât să nu fi fost varianta adunării. Dacă ar fi fost dat cu totul ciudat numele ăsta să nu dea același lucru, ar fi intrat într-o clasă de probleme mai dificilă. Mult mai dificilă. La un astfel de tip de probleme, o să mă opresc eu mai îndată. Am făcut noi deja când nu se sesiza posibilitatea aceea de a avea același lucru la adunare, da? În clipa asta, asta e subtilitatea ieșiților. Pe asta s-a mers. Copiii observă că au șansa să le adune. Da, cei care nu observă, n-au nicio șansă să apropie problema. Dar cu asta facă cu segmente? Pe bază de segmente nu am ce. Nici eu nu m-am dus mic. Deci și nu mai bine. Și când s-a ajuns la A plus B plus C egal cu 100, tot nu știam cum să împartă alea ca să mă duc să o ajut să plece. Că nu pleca, domn profesor. Știu. Ai ajuns la A plus B plus C egal cu 100, și? Și bun, ce dacă? Bun. Acum, la A plus, după ce am făcut A plus B plus C, fac 100. Da. Trebuie să observăm, iarăși întorcim, în fiecare relație, cred că găsim câte ceva. Deci la varianta asta, aceea de a încerca prin segmente, că la nivelul lor, să zicem, să mă duc, nu-i chiar la îndemână. Startul, poate încercăm o combinație. Mama, n-ai dat bine ultimul număr, că Păi dă 1400. Nu dă 1400. E bine, mai socotești o dată și gata, lasă-mi să ne gândim. Da. Dă 13907. Adunați-le ca să le adunăm imediat. Da, da. Deci, haideți să încercăm o combinație. Că tu spui, Mihaela, Daria, după ce observă chestia asta, să zicem că observă. 1400 în capăt. Davide, tu ai observat treaba asta, că adunate fac? Da, fac același lucru. Sau tot așa... Nu, n-a avut tema acasă și el nu știe. Nu știe problemele. Bun. Problema să o știu. A făcut domnul așa, cu segmente? Și nu m-a explicat. Nu s-a explicat. Nu mai dăm la chiar. Îmi dă spune. Fără să ne dăm noi seama că fac așa. Dar mai greu. Mai greu. Eu chiar spuneam să văd cum ați rezolva o voie. Un pic după... Eu știu, mai greu, foarte, foarte greu și știi că și până și acolo am greșit. Bun, haideți să observăm. Deci, prima variantă, chestiunea de observat este asta, că le obținem 14. Da, 14 A plus deci 14 A plus 14 B plus 14 C este egal cu 1400. Iată, distributivitatea lucrează. Da. Putem scoate pe 14 un factor comun. Da, și atunci o să aflăm că A plus B plus C. Alo. Nu se aude? Aha. Mulțumesc frumos. Imediat acum schimb bateriile. Nu se aude. Calculatorul ăsta. Și camera. Și camera ne ajută. Așa, acum se aude. Sigur se aude. Nu ocupați. 14 pe lângă A plus B plus C. Deci distributivitatea, da? Lucrează. 14 pe lângă A plus B plus C egal cu 1400. Sper că se aude. Dacă nu se aude, trebuie să vă sun din nou. Împărțim totul prin 14 și iată că obținem acum A plus B plus C egal cu 100. A plus B plus C egal cu 100. Și acum putem să înlocuim în relații. În relație, cred că acum le spune un mesaj. Da, cred că spune. Cred că s-au uitat, nu mai am timp să mă uit la el asta. Adică un caiet, un creion și nu știu ce, costă într-o cele 3, 100. Așa, și putem să înlocuim în relațiile de mai sus. Cum? Păi! De exemplu, iau a doua relație, 3A plus 4B plus 7C. Pe a doua vrei da, pe a doua. Da? Deci, 3A... Ne oprim la a doua. Cu prima nu vrei să te oprești la ea. Nu-ți nu place vreau, ție. Nu vreau. Nu-ți place, merg cum la ta. Deci 3A, luăm a doua relație, 4B, da? 4B
3A plus 4B. 3 plus 7C. Da. Este egal cu 341. 341. Și A plus B plus C egal da. Cu 100. A plus B plus C egal cu 100. Păi, putem să pot să înmulțesc cu 3. De ce se mulțim cu 3? Ca să am, ca să am aul egal. Dar de ce nu cu 4? Pentru că eu vreau cu 3. Pentru că numărul 3. Vreau să ajung la o relație între B și C pentru a putea să aflu, să le aflu. Deci, o idee bună este asta, aceea că ai avea șansă dacă ar fi 3 aici, da? Da. Și observația asta e bună. Altfel, în loc de 4B ar zice un... Și cu 4B nu aș putea, uitați, vă dau și argument. Pentru că aș avea 4A plus 4B plus 4C. Dar 4A fiind mai mare cu 1 decât A, nu pot să scap din 4B. Bun, am înțeles. Mirna, Daria, eu aș vrea să scriu pe 4B ca fiind 3B și un plus un B. Hai, te rog frumos, ajută-mă un pic. 3B plus un B. Să vedeți motivul. Da, da. Să vezi motivul. Iar în loc de 7C poți să scrii 3C plus 4C. De ce 3? Tocmai că am în vedere... Să scoatem să fie mai mic. Scoatem pe 3 în factor comun. Exact ce ai văzut tu. Păi da, și rămâne același lucru. Este același lucru, însă vreau să motivez mai bine. În sensul că acest înmulțim cu 3... Dar pe urmă tu spui 3A și 3B, mă duc pe urmă să rupe pe 4B ca fiind 3B plus 1B. Da? Deci eu fac de la început. Deci, coeficientul cel mai mic fiind 3, caut ca să exprim și pe 4 și pe 7 cu ajutorul lui 3. 4 fiind 3 plus 1, corect. 7 fiind 3 plus 4. Corect. Este și Mario și ne ajută repede dacă avem greutăți aici, da? Așa. Bun. Deci, iată echivalent cu 3A. Vorbește tu, Davide, 3A plus... 3A plus 1B. 3B. 3B plus 1B. Plus... Plus 1C. Nu 1C. Nu, 6C. Nu. 3C. 3C. Plus 4C. Asta e. Da, da, atenție multe. 3C plus 4C este egal cu 341. Și acum, să grupăm echipa asta cu 3-3, unul de altul scris, și atunci obținem 3A plus 3B plus 3C plus, Davide, plus 1B plus 4C egal cu 341, da? Da. Bine. Davide, acum putem scoate în factor comun pe 3, vine 3 pe lângă. A plus B plus C. Da. Plus B plus 4C. Face 341. Da. Și cum A plus B plus C știm că este 100, da. Nu avem decât să înlocuim. Și vine 300. B plus 4C. Egal cu 341. 341. B, B plus 4C egal cu B plus 4C egal cu 341. Și avem o relație între B și C. Minus 300. Minus 300. Minus 300, da. Adică cât ar vine? 41, nu? Da. Așa ar vine. 341 minus 300, 341. Și acum avem relația cu B plus 4C egal cu 41. Bun, bun. Visez, dacă aș mai obține o relație în B și C. Trebuie să mă duc la o relație. La o alta. Adică spune că mă duc la prima. La prima. Și la prima, cum faci tu, mă, ca să ies? Nu cred că poți. Ba da. Ba nu cred că poți. Ba fac 3 așa, na, nu-i bună. Nu poți. Nu-i bună. Pentru că eu trebuie să aflu o relație. Mă, în B și C. B și C vreți. Așa. Și nici la ultima nu scoți. Nici la ultima. Cum vă ai ciudată treaba. Am eu o idee. Zim. Pot să... Ne concentrăm pe prima? Ne concentrăm, da. Ne concentrăm. Neapărat. Că te dai dus la a doua, dar putea să le fi luat în ordine. Eu pot acum să le iau pe ambele, dacă...
oficial două, ca să aflu alte relații între B și C. După tehnica care am aplicat-o aici, aș vrea să o aplicăm la fiecare din ele. Aici, cum să fac? Cine e cel mai mic coeficient? Nu, cel mai mic coeficient cât este? 3. Merg să exprim peste tot cu 3. Ia 3A plus A. 3A plus A. Deci în loc de 4A zicem 3A plus A. Da, Davide? Da. Deci începem. 3A deodată plus A. Plus. Tot cu 3 vreau. 3B. 3B plus 4B. 3B plus 4B. Plus 3C. Plus 3, ce? Scop pe 3, 4. Da, e egal cu 432. Egal cu 432, da. Echivalent cu? Echivalent cu? Îi grupăm mai pe aia cu 3, 3 cu alte nave și cum să-i scoate 3? Sigur că da, deși ținem pe toți 3 lângă altul, 3A. Plus 3B, vorbește. Plus 3B, plus 3C, plus 4B, plus A. Plus A plus 4B, da, egal cu 432. Scop trei factori comun și îți fie 3 pe lângă A plus B plus C. Da. Închidem paranteza. Plus A plus 4B. Plus A. Da, plus A plus 4B egal cu 431. 32. Cum o să fac? Știi că relația este 100 și o să fie 300 plus 4B 300 plus A va fi 432. 4B 432, da? Plus A va fi egal cu 132. Deci A plus 4B, da? A plus 4B face 132. Și o sublinez și pe asta. O remarcăm. S-a mai îndulcit, nu? S-a mai îndulcit. A ratat. Să facem și pe ultima. Și pe ultima, să facem același lucru. Încântați fiind de reușită. Să facem iar cu 3. Da? Da. Suntem convinși că trebuie să abordăm la fel. 3A plus 4A plus 3B. Deci 3A. 3A plus 4B. Deci 3A plus cât? 4A. 4A plus 3B. 3B. Plus. Plus. Ce? Ce? Plus 3C. Da, plus 3C. Egal 600. Egal cu 627. Așa. Și acum o să le ducem cei de 3 una în alta. Da. O să fie 3A plus 3B plus 3C plus 4A plus C va fi egal cu 627. O să scoate pe 3 factor cum și o să fie A plus B plus 3 pe lângă A plus B plus C de paranteza plus 4A plus C va fi egal cu 627. Noi știm că paranteza este 100, o să facem 300 plus 4A plus C va fi egal cu 627. Și acum o să facem 4A plus C. Și de aici rezultă că 4A plus C este egal cu 627 minus 300. 4A plus C este egal cu 327. 24. 300 cât? 27. 327. 327, da. 327, da. 300, așa. Să urmărim, să urmăm ce lucru am realizat. B plus 4C fac 41, A plus 41 fac, 4B fac 132 și C plus 4A fac 327. Am putea să facem o relație nouă? Deci o relație nouă. Cum? Adică le-ați numit pe toate. Adun A plus 4A. Ia să vedem ce se întâmplă. Iar o să avem A plus 5B plus 5C. Da, acum rezolvăm dacă le adunăm pe toate. Rezolvăm da? Da? Da, rezolvăm pentru că le punem acolo. Avem A plus B plus C, ia uitați-vă la el. Și 4A plus 4B plus 4C. Și îl dăm pe 4 în mod. Și A plus B plus C, știm că e 100. Și gata. Și afli deja cât este. Dar ce aflăm? Asta e ce aflăm, că o să-mi ideea atâta egal cu atâta. Este o identitate. Aflăm un număr. Nu aflăm nimic. O să-mi ideea atât egal cu atât. Da, într-un fel. Da, și noi trebuie să aflăm cât e A, cât e B, cât e C. Băi, stați puțin. Noi o să aflăm că de 5A plus 5B plus 5C, da? Da. Perfect. Super. Și cât o să-mi dea acolo? 3, 4, 409, nu. 500, 500, așa, perfect. A, da.
Vă dau identitate. Deci nu, ideea să le adunăm mai este deșteaptă? Nu mai e deloc deșteaptă. Deci ideea de a aduna încă o dată pe asta nu mai este deșteaptă pentru că doar verificăm o identitate. Noi cum am făcut Daria acasă? Păi stați puțin, mă gândesc. Deci după ce, atenție, după ce am obținut pe aceste trei, care nu trebuie neglijate, da, deci noul sistem, sistemul acestor trei este echivalent acum cu ăsta. B plus 4C egal 41. Egal 41. A plus 4B. A plus 4B. Egal 132. 132. C plus 4A. Păi ne-ar trebui să aducem A. Imediat. Plus 4A. Egal cu 327. 327. Hai să spunem, simplu, acum am o idee, am o idee, am o idee. Da. Am putea să aflăm cât face... Acum e simplu, vă rog, hai. Păi n-am putea să adunăm A, B, 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 eu știu cu ce... Păi tocmai asta am zis, că dacă păi, le adunăm... dacă le adunăm, apare pur și simplu de verificat o identitate. Uite, toate adunate vine A plus B plus C. Adică 100. A, da. 100. Plus, 4 de 4 ori. 100. A plus 100. 400. Așa. Domn profesor, pot să-l aflu pe B plus C? Gata! Hello! M-am prins. Așa. Yes. Deci, îl iau pe, de exemplu, pe C și pe 4A. Pe C și pe... Iau unul dintre ele. Și îl duc în... C și 4A. Îl duc în relația de jos, ultima. Deci, concret, cum facem? Din astea trei, ne vrem mai el lumbă ăsta? Da, iau una. Pe care o iei? Stați puțin. Una dintre ele trebuie să o iau. Nu! Deci la ăsta nu uităm nicio clipă, că avem A plus B plus C. Da, egal cu 100. Avem asta, da? Știi, ăsta l-avem de data trecută, nu? Nu, ne grijăm ca... Putem să punem unul dintre ele, adică să, de exemplu, să mulțim. Să mulțim. Mulțim cu 4 la fiecare. Adică mulțim cu A plus B plus C cu 4. A plus B plus C cu 4. De ce? Pentru că observ că la fiecare 4 acolo își poate aflu. Dar dacă folosim chestia... Același lucru. Deci, atenție că ne învârtim. Da, exact. Mama, tot acolo să deci, noi le avem pe ăsta 3. Atenție, ăsta 3, mai ținem cont sau nu mai ținem de asta, nu are importanță. Ăsta 3, dacă le învârtim cu multă dibăcie, cu multă atenție, trebuie să găsim o șmecherie. Stați puțin. Deci, eu aveam ceva în cap și mi-am pierdut ideea. Domnul Hristos, dacă am face... Hai să o căutăm. Ce-i de făcut acolo? Dacă am face 4C minus C, am scădea din ăla 4 cât acela și număr. Sau l-am adunat. Nu înțeleg. Ce faci? Hai să privim la ultima relație. Ultima relație. Pe asta este o relație în A și C. Și visăm, dacă din astea două am obținut tot o relație în A și C, ce e egal cu 327 minus 4A? Ce e egal cu? 327 minus 4A. Da, ar fi bine. Stai, super. Și atunci, acela să ne ducem sus? Da, și să... E o idee. Oriunde vedem ce, punem 327 minus 4A. Este o idee. Știu. Deci, îl am pe C în funcție de A. Acum să-l am pe B în funcție de A. Stai, tu ne ordonăm mintea, pentru că tu trebuie să ai un obiectiv. Clar. Deci, în clipa de față, ne-am uitat la ultima. Îl scoatem pe C funcții de A. Adică ce va veni, Davide? Cât va veni? 327 minus 4A. Și peste tot unde vedem în celelalte două C, ne duce și înlocuim. Păi ca să aflăm pe o să fie 327 ori 4. Stai puțin mai încet, că tu trebuie să faci altfel, că totuși ai 4A acolo. Hai să vedem. Nu la fie așa nu, pe nu ce. E, să nu intrăm în panică. Ne hotărâm. Da. 4 pe lângă 324 minus 4A. Adică 4 pe lângă... Ba,
Dar haideți să facem chestia asta, dacă punem mâna pe creion și începem să lucrăm. Așa. Eu pe cretă și voi pe creion acolo, da? Perfect, da. Și scoatem pe ce de aici. Cât este ce, Daniele, te rog? Ce e egal cu 327 minus 4. 327 minus 4A. Și oriunde vezi tu ce sus, ai și locuit. Cine este urma în prima, da? Și atunci zicem B, vorbește, te rog, B plus 327. Nu, 4 înmulțit. 4 înmulțit cu 327 minus. Deschidem o paranteză, că ce are expresie. Minus A. Deci vezi cât este 327. 327 minus 4. Minus 4. Da? Minus 4. A egal cu 41, da? Deci prima relație, după înlocuirea lui C, prima relație așa devine. B plus 4 înmulțit cu 327 minus 4 egal cu 41. Aici n-am putea să facem, domnul profesor. Bine, n-ar fi bine, n-ar fi că să facem 41 minus 4 a ori. Hai să aplicăm distributivitatea acum mai dat. Nu? Da. Putem să aplicăm distributivitatea? Nu sărim. E 4 înmulțit, că dacă sărim și ne ducem în altă parte, cu ideea nu mai merge nimic. Exact. Haideți să lucrăm. B să lucrăm un pic. 4 ori 327. Deci B. Ups. De echivalent cu B. Deci stai ce-i finalul, copii. Dacă sunteți un pic atenți, o să vă prindeți. Și foarte da, fain. Ok, bine. Mă gândesc. Da, 4 ori 3 cu 27. Deci avem ce? B plus... B plus 4327, 4728. 1308. Cât? 1308. 1308. Minus 16A. Minus 16A. Egal cu 41. Eee, ce să facem noi acum? E o relație interesantă. Foarte interesantă. Care nu-i chiar da, plăcutul ochiului. Da. Nu putem să facem... Pot să... 1308 minus 41. Ei, stai. Că facem. Hai să scădem, da? Să scădem pe 41. Da. Adică din ambele, nu, din ambii membri scădem 41. Minus 41. Foarte bine. Continuă, continuă, Davide. Și vine B, te rog, vorbește. Și e B plus 41. Nu, B plus 1308 minus 41. 1267. 1267 minus 16A. Egal cu 0, nu? Da, da. 0. Și acum, hai să adunăm în ambii membri ce? 16A. Da. Deci adunăm și în stânga și în dreapta 16A. Plus 16A. B plus. B plus 1267. Egal cu 16. Egal cu 16A, că 16A minus 16A aici în stânga s-au terminat, da? Egal cu 16A. Și acum să scădem un B din ambii membri. Și o să fie... Da? Scădem un B din ambii membri și va fi egal cu... Fie egal cu B. B. Nu, nu o să mai fie B. Adică ce o să fie? Nu o să mai fie B, categoric. Fie 120. 1267 egal cu 16A minus B. Și iată, citim egalitatea invers, echivalent cu a spune că 16A minus B egal cu 1267. Iată relația dintre A și B. O relație în A și B. Mai avem una în A și B, pe a doua, domn profesor. A plus 4B. A plus 4B nefolosită, da? Nefolosită. Este minunat. Wow. Abia acum am șansa să valorific chestia asta și anume, le scriu una sub alta pe cele două relații. O dată. 16A minus B. 16A minus B egal cu 1267. 1267. Și A plus 4B. A plus 4B. E egal cu 132. Ei, parcă acum îmi place, domnul profesor. E doar cu două, da? Doar cu două necunoscute. Știu! Ce facem? Înmulțim pe a doua cu 16. Nu.
Plus 4 și alte membri. Deci odată aici cu 4 înmulțim pe ambii membri și devine 4 16, 64 A minus 4B egal cu cât o dai aici? Aici 4267 facem. 5068. 5068. Și dedesubt A plus 4B egal cu 132, da? Da. A, și acum e ușor. Și avem 65. Și acum scădem și o să fie... Nu mai adunăm. Da? 65. B. A. A. Nimic aici, egal cu... Egal cu... 5200, da? Și acum o să facem 5200 părți, da? 5600. Deci A egal cu 5200 împărțit la 65 80. Și face 80. Deci 80 lei costă ce o fi costă? Cartea, că era cea mai scumpă, da. Ei, după ce am aflat pe A, și problema merge foarte repede. Te putem duce aici ca aulă, știm și aflăm pe B. Da? Da, deci, într-o relație, normal. Dacă la A. Deci, cum au este cunoscut, și am zis că este 80, o să fie 80 plus 4B. Atunci 80 plus 4B egal cu cât cu? 132. Și ca să-l aflăm pe B, o să facem 132 minus 80. Deci B-ul va fi 132 minus 80 împărțit la 4, nu? B egal cu 132 minus 80. Totul de împărțit la 4. Deci face împărțit la 4. Și că dă? 13. Egal cu 13. Iată că am aflat pe B și ne ducem în... Și acum ce? Facem și pe ce, domnul profesor? Ce o, îl găsim din ultima relație? Dar la prima, că e mai ușor. Domnul. Da, domnul profesor, dar de ce nu facem... A plus B plus ceea ce... Sau A plus B plus ce? Profesor, din A plus B plus ce o să scădem... A plus B plus C scriem A plus B plus C egal 100, găsim că C-ul 100 minus cât? 93, că 80 cu 13, 93. 80, 93. Și egal 7. Și atunci C-ul egal cu 7. Nu ne-a dat la școală. Așa? Așa ne-a dat la școală. Deci A-ul este 80. 80, 13 și 7. Așa ne-a dat și nouă acasă. Da? 80, 13 și 7. Haideți să mai revedem, totuși eu spun că aici ne-am dus pe calcul algebre foarte tare. Dar nu cred că există metode figurative sau alte lucruri. Păi doar dacă luam două tetrome... Mai există cine arăta mis în clasă, dar ai de 10 ori mai greu ce e aici. Dacă vă spun cum am făcut, deci luam două relații. Numere de ordinul sutelor de mii. Prima o mulțeam cu 3 și a doua cu 4 și făceam așa. Și trebuia să aflăm. Așa s-a făcut așa, nu? Da, dau și le-au cu ordinul sutelor de mii. Și apoi împărțeam ordinul adică sutelor de mii și da. Înmulțeam. Deci, vedeți, autorul a mers pe varianta asta ca o chestiune deosebită, aceea de a, de a fi adunat. Și fructifică că A plus B plus C fac 100 din toată povestea. Și să vă mărturisesc cu mâna pe inimă că Daria, când ne-a zis că nu știe problemele să le facă, ea n-a ajunsese la A plus B plus C egal cu 100. Sigur că da. Pentru deci, că ea n-a plecat deodată pe când vede numerele alea așa, ea deci n-a plecat deodată pe chestia. Copilul nu-i atrage atenția foarte, datorită lipsei de antrenament pe treaba asta, nu-i atrage atenția să vadă repede că 7-7. Ăsta a fost obiectivul autorului, că nu le-a dat la întâmplare în numele acesta, da? Ei bine, după ce ai văzut că A plus B plus C fac 100... Tot n-a plecat. Tot nu plecăm încă, nu? Nu? Pentru că ideea ruperii lui 4A și 7B după 3C, după cel mai mic, este al doilea moment important. Sigur că da. Prima idee pe care mi-ai plăcut. Vreau să punctăm momentele importante cheie, pentru că tu mi-ai la atrage atenția în mod corect asupra momentelor importante ale ieșiciului. Exact. Chiar vă rog să notăm asta. Așa, momente, da. Momente importante ale ieșiciului, da?
momente importante. Moment 1. Primul moment important, da? 1. Transcrierea relațiilor. Transcrierea afirmațiilor din problemă. Ăsta e momentul important. Transcrierea informațiilor din problemă. Transcrierea informațiilor din problemă sub formă de relații matematice. Hai, Daria. Da? Transcrierea informațiilor din problemă sub formă de, ce am spus eu? Sub formă de relații matematice. Aceea că 3 caiete, 7, nu știu ce costă atâta, 2 și nu știu ce costă atâta. Da? Deci transcrierea informațiilor din problemă sub formă de relații matematice. Și scrieți de desubt. Scrieți sistemul ăsta, relațiile care sunt 4A, 4A plus 7B plus 3C egal cu 432. Le scriem acum. De sub momentul, trans momentul 1, scriem anume concret ce. Acesta a fost momentul important. Da? Le-ai scris toate trei, da? Momentul 2. Da, vede, ca să plecăm cu ceva interesant din medicii. Dacă acum l-am făcut, gata, l-am rezolvat. Momentul 2. Da. Momentul 2. Care este al doilea moment, Daria? Al doilea moment? Aflarea unei. Deci, suma tuturor relațiilor din stânga, suma relațiilor din stânga, egal cu suma din dreapta, conduce la. Deci ideea de la aduna, suma din stânga egal cu suma din dreapta, conduce la. La ce conduce? 14 pe lângă A plus B plus C. 14 pe lângă A plus B plus C egal cu 1400. Da? De unde rezultă că A plus B plus C egal cu 100? Deci de unde rezultă că A plus B plus C la momentul ăsta? 2. De unde rezultă că A plus B plus C egal cu 100? 3. Momentul 3. Da? Momentul 3. Care este al treilea? Aflarea acestuia. Se ia fiecare relație în parte. Pe fiecare în parte. Schimb cuvinte. Se ia fiecare relație în parte. Și se exprimă se exprimă 4 și 7 și se exprimă 4 și 7 cu ajutorul lui 3. Adică pe 4 îl scriem ca 3 plus 1, pe 7 ca fiind 3 plus 4 sau 6 plus 1, dar nu mă interesează, mă interesează 3 plus 4, da? E ideea care o am în funcție de 3. 4 și 7. Deci se ia fiecare relație în parte și se exprimă 4 și 7 cu ajutorul lui 3. Cu ajutorul lui 3. Da? E clară ideea? Da. Așa. Cu ajutorul lui... se exprimă 4 și 7 cu ajutorul lui 3. Să aflăm... Pentru a putea obține, pentru a putea obține, după ce spatem pe 3 în factor comun, în fiecare scoatem pe 3 în factor comun, nu? Uh-huh. Iar 3 ori zicem, pentru a obține noile relații. Noile relații. Care sunt? Le scrim una sub alta. Care sunt aceste relații noi? Uitați-le sus acolo, sistemul de sus. B plus 4 C egal cu 41. Le scriem. Da. Păi este momentul cheie. B plus 41 egal cu, mulțumesc. B plus 41, B plus 4 C egal cu 41. Apoi A plus
A plus 4B egal cu 132 și C plus 4A egal cu 327. Ei! Și aici alt moment important. Aici alt moment, că a fost momentul acela în care ați avut inițiativa să le adunăm, că era nefurase peisajul. Nu trebuia să le adunăm. Am adunat tot, dar noi trebuie să spunem clar că în momentele acestea de elaborare am făcut acest lucru. Da, dar a fost o risipă. Altădată, din dată ce am valorificat suma lor, nu mai facem o dată suma lor, că dăm peste același lucru. Dacă erau nume. Da? Și atunci ideea asta de a scoate pe C, foarte bună. Deci, ori pe C, ori pe A, ori pe B, dar ne hotărâm. Aici e important, ne hotărâm. Și a fost ideea să scoatem pe C și cu C-ul știut ne ducem în celelalte două și oriunde vedem C, punem cât am găsit. Dacă scoteam pe A, pe A bulară, din A îl scoatem în funcție de B și oriunde vedem A în cele două, îl înlocuim. În celelalte două. Ca un pont, un profesor, dacă îmi permiteți, eu l-aș fi scos pe B, pentru că acolo era 41, era un număr mai mic decât 327. Sigur că am da. Am dat numere un pic mari, știți? Da, m-aș da. Fi dus acolo la 41 eu. Deci mi-e mai comod exact. Să mă uit. Iată, încă observație importantă. A fost aici ce-ul, ne uităm aici ce-ul, da. Nu știu ce. Eu nu propuneam să plec cu ăsta. Dar eu am zis, ne uităm la C-4A, ideea aveam alta. Și faptul că e relație în C și A, din astea două se obțin în C și A. Mm-hmm. Și atunci eu mă gândeam să mulțesc aici cu minus 4B, se duceau B-ul și obțineam un A și C. A și C și înlocuiam... Și un A și A. Era o relație da, mult da. Mai rapidă. Dar dacă ideea a fost de la copii, și aici eu insist foarte mult pentru colegii mei, nu trebuie să impunem să umorim ideea copilului. Deci ea, Daria a sărit și a zis, ce e egal cu 327 minus 4 ani, n-am mai putut o potoli și să-i spun, nu mai bine ar fi fost varianta aceea. Și m-am dus pe drumul ei. Da. Acum avem ocazia să discutăm, apropo de ce ai spus tu mai devreme, că este bine să te uiți cu ce numere te apuci la de treabă. Sigur că da, în loc să mulțești cu, pe 132 cu de 4 ori, exact, sau nu știu ce exact. Pe acolo, sau pe asta la 37 de 4 ori, este mult mai comod să mă duc cu numere mici. Suntem la momentul al 4-lea? Da. Și am spus, da, am obținut sistemul de aici, da? Și acum spune, rezolvarea, la momentul 4, scriu. Rezolvarea noului sistem echivalent cu cel dat la început, rezolvarea noului sistem echivalent cu cel dat de la început, deci rezolvarea noului sistem echivalent cu celălalt. Adică asta, mă, ăsta de. Rezolvarea noului sistem echivalent cu cel la început este o treabă interesantă. Este o treabă interesantă. Două puncte. Se scoate din una din relații. Se scoate din una din relații. Și în paranteză, de preferat din prima. De preferat din prima. Da? De se scoate una din necunoscute din una din relații. De preferat din prima. Și spune B egal cu 41 minus B egal cu 41 minus 4C. B egal cu 41 minus 4C. Și se înlocuiește în celelalte două. Și se înlocuiește în celelalte două. În paranteză unde? În celelalte două, numai în a doua, ca a treia nu are pe B. Deci se înlocuiește în celelalte două. Și se obține astfel o relație, se obțin astfel două relații, numai în A și C. Se obțin astfel două relații în A și C.
Momentul care? Al 5-lea. Momentul 5. Câte momente avem? Păi acum, cred că suntem la final. Momentul 5 se rezolvă sistemul format din cele două necunoscute. Da? Două necunoscute în A și C. Dacă pe B l-am înlocuit. Și astfel se găsește A-ul și C-ul. După care întoarce și află și B-ul. Ăsta este algoritmul de parcurge aici. Da? Astea sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem, da? Astea sunt pașii. Davide, vreau să repezi tu pașii acum. Ai totul foaia acolo și spui, iată cum ar trebui să gândim aici. Te rog, vorbește. Trebuie să scrie în relațiile din problemă corect. Așa? În primul rând. Da. Neapărat corect să repezi. În ordine. Da. Și frumos. Băi, lasă-mi introducerea asta. Nu am scris asta. Așa, zi acum. Asta-i vrăjeală. Trece. Suma tuturor relațiilor. Deci, relațiilor din stânga este egală cu cea a relațiilor din dreapta. Da. Suma din stânga e egală cu suma din dreapta. Da, și scrie. 14 pe lângă A plus B plus C este egal cu 1400. Da. A plus B plus C egal cu 100. Bun. Rezultatul este acesta. Că A plus B plus C egal cu 100. Da, eu am spus ceva diferit. Așa. Am mai scris o floricică pe acolo. La fiecare relație. Dar nu am scris asta. Da. Și se exprimă 47 cu ajutorul lui 3. Pentru a putea obține cuplurile relații. Cum mai? Nu am scris asta. Așa ne-a zis tatăl. N-am scris asta. Domn profesor, vă citit. Am scris la fiecare relație, în parte. Se ia fiecare. Se ia fiecare relație în parte. Se ia fiecare. Uite, Davide. Vreau să repetezi. Davide, se ia, de-aia te-am pus să repeți. Pentru că pe mine mai interesează. Se ia fiecare relație în parte. Te rog. Și se exprimă. Da? Și se exprimă. 4 și 7 cu ajutorul lui 3. Pentru a putea obține noile relații. Așa. Exact asta am făcut, asta am făcut. Deci am luat pe fiecare relație în parte și l-am exprimat la fiecare din ele pe 4 și pe 7 cu ajutorul lui 3. Adică am zis 4 este 3 plus 1, 7 este 3 plus 4. Ca îndată să putem valorifica că A plus B plus C fac 100. Să scoatem pe 3 factori comuni. Și astfel se obțin cele 3 relații echivalente ale relațiilor date de autor. Corect. Da? Acestea sunt cele 3 relații. La momentul cât 4... Lăsați-mi să mai continui. Hai, ia zi, Vidal. La momentul 3. Rezolvarea noului sistem este echivalent cu cel de la început. Este o treabă interesantă. Se scoate din una din relații B plus 4C egal cu 41. De preferat din prima, dacă de, e mai ușoară. Deci, da. Se înlocuiește în celelalte două. Și se obțină două relații A și C. În A și C. Se rezolvă sistemul din cele două necunoscute și astfel se găsesc A și C. Și se află B. Corect. După care se află B. Da, e corect. Bine. Da. Da. Ora lui Mario. Asta aș fi vrut, am insistat pe treaba asta, pentru că simpla rezolvare de acolo nu e o chestie care să mă mulțumesc. Da. Acum. Nu spuneți că ne dați un problem. Nu, nici vor. Nu, mă gândeam dacă e posibil să încercăm și figurativ. Aveți temă pentru acasă. Da. Povestea este, după ce am rezolvat acum,
parcă aș avea curaj. Parcă aș avea, aș încerca. Ați avea? Aș avea. Dacă plecați de la alea scurte, B plus 4, C egal 4 și 1 sau 1. Da, da. Știi de ce? Nu de la alea scurte. Nu, de la alea. De asta, de aici, de aici. Domn profesor, aveți vreo acasă. Până, da. Până joi, domn profesor, aveți vreo 2-3 zile. Da, da, da. Eu vreau tematic. Dar mi s-a pus în segmente? Nu, nu. Este, domn profesor, eu vreau prima la timp, să știți, vă dau 3 zile. Sau un act de curaj este să ne gândim la metoda figurată la acest sistem, pentru că este, ar fi bună să găsiți o metodă. Dificil. Foarte dificil. Da. Chiar dificil și pentru clase mai mari, domn profesor. Pentru că totuși am șansa să observ că A plus B plus C face 100. Și acum apare de 14 ori A plus B plus C acela. Și eu trebuie să fac o manevră încât A plus B plus C, echipajul acela de segmente, dacă au îl reprezintă atât. Au ce? Care e cel mai mic? Au 80, cel mai mic e ceu. Deci pe cel reprezintă atâta. B-ul un pic mai mult, nu? Da. Dar de unde știți? Și păi ce-ul? Dar știm noi. Și ceu au foarte mare. E, păi dar de unde știți? Așa un pic. Ei bine. Asta e tema pentru acasă. Lați-l în timp. Da, da. Numai vreau să mai zăbovesc un pic. Pentru mine. Exact. Pentru mine să văd dacă sunt șanse. Corect, domn profesor. Nu închideți că am o problemă care vreau să mă explice domn profesor. Da. Am o problemă care vreau eu să-mi explic domn profesor mie. Ce? Da, mie, exact. Noi suntem în pauză, suntem în recreație. Domn profesor, știți, noi am făcut probleme cu... Moștii, se consumă unul pe 9 din întreg. A zis să consumă unul pe 8 din rest, da? Dar în a treia a zis să consumă unul pe 7 din 9 rest. Asta e. Din test? Simplă. Și eu nu când am citit cum să eu fac cu segment. Eu m-am dus repede tot cu algebric și am ajutat-o tot algebric, știți? Da, da. Dar aș vrea să mă spuneți mie cum să explic cu segment. Nu, dar să-i spune și ei, că și ea vrea cu segment. Dar eu am făcut și-o luat de aici, văd, dar eu nu știu. Hai să facem. Dar nu, dar vreau să spun greșit. Din nou rest, din nou rest, din nou rest. Așa. În prima zi se consumă, sau câte caiete erau la început? În prima zi, 1 pe 9 din întreg. Deci în prima zi, 1 pe 9 din întreg. Din întreg. Întreg. În a doua zi, 1 pe 8 din rest. În a doua zi, o ochime din rest. Iar 1. Da. Și în a treia zi, 1 pe 7 din noul rest. Din iar 2. Da? Din, și rămân 522 de caiete. Și iar 3, 522 caiete, da? Iar 3, ce rămân, al 3 la rest. Da, asta din nou rest, din nou rest, din nou rest, știți? Mă ajutați voi, că Știu. Deci, faceți un segment mare. Bun. Întregul, da? Da. Cât de mare? Mare. De câte? Îl împărțim în 9. Așa. Îl împărțim în 9, da? Asta știu și eu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Perfect. Luăm unul dintre ele, îl ștergem, îl evaporăm, îl tăiem, orice doriți. L-am asta. Așa. Coborăm și coborăm segmentul care ne-a rămas. Îl coborăm aici, da? Că ăsta e restul. Da? Deci acesta este restul, iar 1. Și recoborăm. Ăsta e iar 1, da? Da. A, bine, stai puțin, dar iertați-mă, domn profesor, aici a fost simplu că era acum 1 pe 8, că sunt 8 segmente rămase. Nu, problemele de acasă erau mai dificile. Nu erau că erau 8 segmente rămase. Tu ai dat-o pe asta. Da, eu am dat-o pe asta, am crezut că e dificilă, dar nu. Păi, asta știam și eu să explic, să complicăm puțin, domnul profesor. O să o complicăm. Domn profesor, problemele acelea... Astea-s ușoare, așa. Erau cu ce rămâne să iei, de exemplu, din ce rămâne să iei 1 cu 4, adică le împarți pe toate, 4, le împarți... Asta știu și eu. Da, exact. Asta știu... Nu, domn profesor, din alea știți dumneavoastră că le împărțim. Gata. Hai că mă vin. Acolo vreau eu din nou rest. Cum îi explicăm? Așa. Păi, da...
din nou rest, adică ei ce trebuie, ei ce trebuie să iei din rest, în primul rest, apoi cobor, ei ce trebuie să iei și vezi că ce rămâne. Și care a avut în problemă că nou rest era 5 apri, nu știu cât, nici tu nu l-ai găsit. Ăla e cu număr necunoscut, sorry boss. Sorry boss. Hai să vedem. Bă, încercăm da, exact așa. No! Da, da, domnul profesor. Uite, vă dau eu. Deci, prima zi, o noime. Da. În a doua zi... 3 pe 7, sau multe, domnul profesor. 3 șeptimi. Corect. 3 șeptimi. Complicăm un pic. Din rest. Și în a treia zi, 2 cincimi. Din nou rest. Corect. Așa, domnul profesor. Și cât rămâne? Atâta rămâne. Nu cred că dă. Poate nu dă, nu fi multiple de vedem, tot. Să vedem, da. Asta rămâne să-l vedem după aceea. Da. Tot așa plecăm 1 pe 9, e corect. Sigur că da. Din întreg, corect. Și acum vreau 3 pe 7, din rest. Din simplu, de fapt. Da, nu știu, eu nu știu. 3 pe 7 din rest, asta vreau și eu. Cum ai face tu, David? Păi iau 3. Din cele 7. Păi, din care 7? Câte mai rămas? Care 7? Din care sunt 7, sunt 8. Le împart în 7 pe toate. Pe fiecare. Pe fiecare în parte. Pe fiecare în parte în 7. Asta erau, astea sunt foarte compărțite. Da, hai să vedem. 4, 5, 6, 7, da? Cu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Și acum o să fie foarte și o luăm 3 segmente. Câte sunt? Câte segmente de așa? O să fie 7 ori 56. 7... Ori 8, ele sunt toate 8 aici, da? 8, de astea mari. 56 minus 3. 56 minus 3 segmente. Și noi luăm câte? 3. Nu! Luăm 3 segmente. Manu, câte segmente ai? 7 ori 8, 56. 56 părți la 7, 8 ori, 8 ori 3. Tu iei 24 de segmente. Deci 3 șeptimi din rest. Fiindcă înmulțim totul cu 8, da? Cu 8, fracția asta, mulțim cu 8, ele sunt în total 8. Și atunci, 3 ori 8, 24, supra 7 ori 8, 56. Deci luăm 24 de segmente de astea. Din alea mititele. 24. Și facem 56. Deci nu 3, Davide, nu 2, 3. Ci luăm 24 pentru că 3 șeptimi ăsta. Din rest. Din rest. Ah, da, că sunt 8 și... Deci pe ea sunt 8 de cele, da? Tu ai împărțit în 7 pe fiecare, doar da. Nu e atâta restul ca să iei 3. Ai împărțit în 7 pe 3. Am înțeles acum. Da? Deci da. Aceea, fracția 3 șeptimi, mulțim cu 8, că sunt 8 în total, în restul respectiv, da, și atunci vine 24 pe 56. Deci luăm 24, 24 înseamnă că... 3 segmente și încă 4. 1, 2, 3 ori 7, 3 segmente și încă 4. Și încă 3. Și încă 3. 3 ori 7, 21 și încă 3. Asta este ceea ce s-a întâmplat a doua zi. A doua zi, da? Așa, uite ce frumos. A doua zi. Corect. Așa. Și acum ăsta este restul al... Nouă rest. Nouă rest. Așa, și ăsta am 4 segmente. Iar cât este ăsta? Iar? R2. Eu sunt numai acolo 4 segmente și încă ceva. Da? 4 și ceva, da. Și trebuie să faci 2 pe 5 din nouă rest. Da, 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 da. Ălea 4 segmente le împarți în 5. Da. Care e ăla? Ălea 4, nu jumătatea, nu jumătatea. Ălea 4. Care ți-a mai rămas? Alea 4. Păi da, doar ele 4 vorbesc. Păi da, nu tot. Păi da. Ce faci cu alea micuții? Păi le împarci pe ele, dar... Nu, la 5. Cât e restul? Cât e restul? Și eu vreau să știu cât e restul. Restul e 32. Restul sunt 32 de segmențe. 32, da? 32, de. Deci, noi am luat 3 șeptimi.
din rest. Nu se împarte la 5. Și câte, câte au rămas aici? Câte segmente mici au rămas? 32. 32, da? Adică 32, 24 cu 32, cât face? 56, da? 32, da, e corect, domn profesor. Deci, restul R2 egal cu cât? R2 este... 32 de segmente mici. Fiecare segment mic împărțit în 5. Ia uite așa scris, domn profesor, acolo. Restul e 32 pe 56. Asta este 3. Ăla e nou rest. Dar mie nu-mi place să lucrez cu fracții de astea. Păi împărțit la 2. Așa, și face cât? Sau chiar prin 4. Sau prin 4, dar tu zici cât vine? 8? Fie 8. O să fie 8 pe 14. Pe 14. Și împărțim prin 8 prin 8. Și mai merge? Mai merge? Prin 2. Și prin cât? 4 pe 7. 4 pe 7. Ăsta este restul. 4 pe 7. Adică, da, 32... Nu. Da? Și trebuie 2 pe 5 acum din nou. Dar era mai ușor să împărțim noi prin 8. Cum să împărțim? Pe cine să împărțim? De la început, da? 32 împărțim la 56 prin 8 și reîntire la 4 pe 7. Dacă dădeai deja tu... Bun, mă! Și acum eu vreau 2 pe 5 din 4 pe 7. Păi faci 4 pe 7 minus 2 pe 5. Da. Cum facem? 4 pe 7 minus 2 pe 5. Mă, nu uitați că eu vreau în 4 pe 7, adică 7 segmente. Hai să scriu ușor. Într-un fel, și eu iau 4. Deci 4 șeptim, 4 pe șepte este restul ăsta. Restul 4 șeptim. Tu știi să rezolvi? Da. Păi spune-le și nouă. Păi da, da, uite. Gândim. Deci, eu rămân 4 pe 7. Adică 4 pe 7, pentru că am 7 segmente. Și fiindcă vrei despre 5. Trebuie să aduc ăla de jos la fel. Nu, Davide. Tu trebuie, într-un fel trebuie să... Cum să spun eu? Să le egalezi, într-un fel. Da. Cum să facem? Păi trebuie să... Da. Nu știu câte să luăm din alea mici. Din nou rest, nu știu. Aici vreau să-mi explicați, domn profesor. Aici e. N-am știut. Domn profesor. Păi trebuie să le luați pe la 3. Cum? Stați. Cum? Nu-i bun că ați pus acolo 5, nu-i bun că ați pus acolo 5. Păi nu contează ce-am pus. Ba da, contează. Păi contează, nu-i bun că ați pus acolo 5. Ba da, e foarte bun. Eu vreau să fie ori 3, ori 7. Stai-mi de alea puțin. Întâi vreau să... Noi vrem să vedem eu cu domnul profesor cum faceți voi 2 pe 5 din 9 rest. Ce înseamnă 2 5 din 4 șeptim, din 9 rest. Corect, asta vrem. Dacă dădeați 2 pe 4 era foarte bine. Dar cum făceai la 2 pe 4? Păi era una pe 2. Și la 1 pe 2 cum făceam? Adică jumătate. A, jumătate din 4 pe 7 sau din cine? Nu, jumătate din câte segmente nu mai rămas. Tu cauți modelul exact. De înainte, acela model. Ca să poți jumătăți, exact. Să faci, să vină ușor. Dar, Daria, să analizăm un pic. Ce înseamnă o treime din 1? Din 1. Aici să văd, hai. Ce înseamnă o treime din 1? Păi o treime din... Ce înseamnă? Echivalați. 2 pe 3. 1 pe 3? Plus, minus, ori? Păi 1 e 3 pe 3. Adică 3 pe 3 minus... O treime din întreg, ce înseamnă? O treime din întreg. Adică 3 segmente în parte între și ia una. 3 pe 3 minus 1 pe 3. Deci, practic, 1 pe 3 s-a mulțit cu 1, mai copii, da? Ce înseamnă... Ce înseamnă o treime... din, hai să scriu, din 9. Hai să încercăm un pic, să începem o dată. Păi 9 pe, plus fac 9 pe 9 minus 1 pe 3. Nu, 27 pe 3 minus 1 pe 3. Deci o treime din 9, o a treia parte din 9. 3, deci egal cu 3. 1 pe 3 ori 9, o mamă. Înseamnă 1 pe 3 ori 9. Adică 9 împărțit la 3 rând. Păi? Da? Deci face 9 sau ori 1, 9 3, supra 3. 3 egal cu 3. Bun. Cât înseamnă o cincime din... Nu, două cincimi din 10. Păi să fac 10 în 4. Dar nu ziceți 2 pe 5 ori 10. 10 împărțea 5 ori 2. 2 pe 5 ori 10. 10 împărțea 5 ori 2. Sau 2 ori 10, 20 împărțit la 5. 20 împărțit la 5. 4. Bun. Deci, a face o fracție dintr-un număr înseamnă a mulți fracția cu numărul respectiv. Dar dacă noi nu știm numărul... E, ba, noi îl știm. Noi ce se află? 2 pe 5 din cât?
2x5 din 4x7. Ce înseamnă? Adică cum? Adică 2x5 ori 4x7. Din 4x7 este egal cu 2x5 ori 4x7. Și acum mulțim, că ați învățat înmulțirea. Asta înseamnă, nu? Cum am făcut mai înainte, tot aceeași procedeu. Fracția se mulțește cu numărul respectiv. 2 pe 8 pe 35. Opa! Deci, înseamnă că împărțim tot segmentul ăsta în câte? În restul respectiv îl împărțim în 35 și o să luăm 8. Ați înțeles? Deci, tot segmentul acesta îl împărțim în 35. Și ne rămân 27. Păi câte mai sunt în ieri 2 ori? 27. Până la 35. Deci, multiplu de 27. Deci, de 27. Ieri 3 va fi egal cu 35, 27 pe 35, da? 54 să fie multiplu. Ei, o să vedem ce număr dăm acum. Să fie chiar 27. Finalul, ideea este că în condițiile în care ieșințele au fost dat așa, cum au fost o noime, o optime și o șeptime, a mers foarte rapid, că este o treabă evidentă. Se mușcă câte un segment de acela din toată povestea. Când s-a complicat, vedeți că ei merg primii doi pași, că i-ați învățat. Da. Dar la al treilea, aici, când a fost vorba să afle o fracție dintr-o altă fracție. Acum știm. E important că acum știm. Da. Dar cum aflați o fracție dintr-o altă fracție? Păi o înmulțești respectiva cu cita... Fracția aia. Numărul nu neapărat trebuie să fie mai între. Important e că acum știm. Da. Asta e. Deci, că nu vreau să rămânem mult. Observație importantă. Oh my God. Observație foarte importantă din toată discuția asta. Observație. A afla fracția unui număr, înseamnă a înmulți. Înseamnă a înmulți fracția cu numărul respectiv. Înseamnă a înmulți fracția cu numărul respectiv. Dacă numărul respectiv e fracție, să fie sănătos, că știu ce să fac. Da? Acum am învățat să fiu celălalt. Foarte important, subliniem acest lucru, că este spectaculos. Noi dăm fracția cu numărul care există. Facem 2 pe 5 din 7 pe 3. Deci a afla fracția unui număr înseamnă a înmulți fracția cu numărul respectiv, dar numărul poate să fie și el sub formă de fracție la rândul lui. Nu mă sperii pe mine. Dar poate să fie și fără sub formă de fracție, că transformăm noi în formă de fracție. Sigur, da. Da, deci aceste două lucruri au fost importante. Ce vedem, ce am putut important. Să facem?